Doamne ajută, hai, să vezi ce-ți fac. Bine venit, Laurențiu Muscalu. Păi nici la un moment dat vine, bă, că vezi că te sună de la ProTV, Costi Mocan. Hai mă, terminul, duceți-mă de aici, că deja nu mai e. Băi, vină o coace, că te așteaptă. Și de acolo a plecat și o colaborare cu ProTV-ul, pentru că ei nu știau până azi, domnule, bă, în Focșani. E unul, Adrian Vâna, care a trăit în Focșani, până la 11-12 ani, a antrenat de profesorul regretat George Bucuroiu. Și atunci l-am cunoscut pe Lăcătuș, când revenis în, deci, în timpul facultății, era și pe nu, Ilie Dumitrescu, dar nu mai erau, Iordănescu era antrenor. Și am intrat cumva... Datorită școlii, am intrat în bază. Poate să ajungă. Dacă te-am adus de unde ai fost, nu, am ajuns. Poate să ajungă și în Liga Națională. Eu n-am înțeles și i-am zis și domnului primar, cu tot respectul și chiar îi respect pe toți oamenii din administrație, indiferent de partide sau și așa mai departe. Adică nu eu aș aprecia. Eu așa văd situația, pentru că Focșaniu poate să ducă echipa în Liga Națională. A fost. Dacă apărea pe Gazeta Sporturilor din zona Moldovei, că Steaua a transferat pe Andrei Cristea de la Bacău, Și noi dădeai tu. Tu-ți lua din nota salariu? Nota 4, Laurențiu. Da? Nu că lua, te rupeam. Cum ai ajuns să-ți faci echipa asta de la ProSport? Clubul, la ProSport, ProSport anul ăsta plinesc și 15 ani. Mulți înainte. Ca să spuneam, mersi la fel. Profesorul mi-a și o stică de vin, dar altceva nu. Dar mâine, că azi mă ocupă. Dar sportivii nu beau, nu? Nu. Nu, dar nu vorbesc de copii. Hai să ne care conduc. Nu, ăștia mari, mă, acum. Nu, sportivii nu beau, decât tap. Ai pus, cred că tu, nu? Niște da. Poze din, cu cărți, cu autografe ale multor scriitori. Inclusiv Marin Preda, da. Care e unul dintre scriitorii mei preferați. Da, Pomoromeții, ediția Princeps. Aia e o valoare uriașă ca treabă, pentru că e ediția Princeps, prima ediție pe care a scos-o. Și cu autograful lui Marin Preda. Dar veneau la voi acasă scriitori, aveați Da. Ai avut la un moment dat intenția să fii președinte la AJF Vrancea? Nu, a aruncat-o cineva, că toată lumea a zis, bă, dacă vreau să fiu președinte la AJF, eram de mult. Zici? Și da? Știi de ce? Că vorbeam cu Dan Dumitru, care e președinte și acum. Vorbeam cu el. Așa. Nimeni n-are nicio șansă, i-am zis-o și lui. Ca și cum Burleanu ar avea club de fotbal. Dar ce părere ai de Burleanu? Excepțional. Nu, e un om dar pe care... Nu, dar vrei să spun, îl înjură toată lumea. Păi știi cum e, când e la butoane... Da, că te întreb că e din Focșani de asta. E din Focșani. Da. Eu am niște amintiri foarte... Nasoale cu tine. Nu, foarte ok cu Viorel Paisan de la radio. Da, e ok. Da? Mă înțeleg, e vecinul meu. Dar el merge mai mult cu mașina acum. După dar zi ce ți-aduce aminte de la radio cu el? Ți-aduce aminte că ne aducea cadou de Crăciun salam cu salam și fumat. Lua salamul și nu ne lăsa hârtie. Nu, chiar wow, da. Era foarte implicat. Eu asta mi-aduc aminte de el. Chiar vorbeam cu cineva zis, bă, dar Violeta Marioza mai trăiești, mă, care bagă din dimineață până seara sau nu, de la prânz până noapte. Nu e simplu să ții un ziar. Să știi că sunt și dimineața pe front. Atunci, și noaptea și am și doi copii. Da, să trăiască, Doamne ajută. Câine. Și un soț. Și da, soțul e mai neglijat. Lasă-l. Doamne ajută, hai, să vezi ce-ți fac. Bine venit, Laurențiu Muscalu. Bine te-am găsit și bine v-am găsit. Chiar mă bucur și mă mir, chiar m-am întrebat, zic, mă, cu ce am greșit de m-ai chemat la podcast. Ți-am spus în al doilea rând, te-am chemat ca să mă fac să râd. Da, da. În primul rând te-am chemat ca să vorbim despre tine, despre ProSport. Da. Zi-mi, dacă ți-e dor de radio, știi că asta l-am întrebat și pe celălalt invitat, celălalt corectar Buzan, ți-e dor de radio? Că da, eu da, de acolo da. Te știu, acolo am început. Păi știi că mi-e dor în primul rând pentru că a fost o echipă extraordinară. La Uniplus Radio, care a continuat, aici, da. Oameni chiar erau și sunt în continuare unii dintre ei, chiar dacă nu mai lucrează, sunt pasionați de lucrul ăsta și au lăsat urme importante în presa din Vrancea și nu numai. Cristi Grubaru e unul dintre ei, nu? Care lucrează la Rock FM, ceva de genul, e un tip pe care îl știe toată lumea pentru profesionalism și pentru tot ce a făcut până acum. Și va face de acum încolo, el e cu motoarele, cu tot ce trebuie. Bine, are acțiuni caritabile, da? Da, 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 da. Ce să spun?
N-ai cum să nu-ți pară rău că nu mai lucrezi într-un radio atâta timp că ești pasionat de treaba asta. Vorbim de Uniplus. De Uniplus Radio, cei care da. Și aduc aminte. De da. Care și aduc aminte, da. Nici nu mai știi. Cred că s-a transformat în Kiss FM după aia. Da. Uniplus da, Radio. Dar ții minte când veneai în studio cu toate ziarele. Dar și zburau ziarele, da, pe vremea aia nu existau... Fără internet, toată lumea avea toate ziarele posibile și imposibile din România și nu numai. Vlad Vlășceanu, regretatul nostru coleg, care din păcate s-a dus și a fost foarte un șoc tânăr. pentru toată lumea, da? El lucra pe sport și la un moment dat chiar râdeam cu el, că e așa de tare și important era știrea, el fiind stelist, s-a apropiat de buretele ăla și la un moment dat era burete vechi, știi? Da. Și a luat a mușcat tare din burete și nu mai putea să vorbească. S-a necat, i-au dat ăștia palmi, s-a trecut la muzică și așa mai departe. Deci sunt și întâmplări mai hazli, dar pe care le reții, în afară de lucrurile importante pe care ei le spuneau, știri și așa mai departe. După care a fost și o echipă de fotbal importantă a trustului Uniplus Radio, din care am făcut și o parte. Erau Horațiu Chiparc, Viorel Paizan, Vali Croitoru, exact. La fel o voce importantă care, din ce știu, acum este purtătorul de cuvânt al Clubului Sportiv Municipal și 2007. Prezintă meciurile acolo, da, de handbal la stadion Ucraina. Chiar îl felicit pentru că are o voce importantă și vine și dintr-o familie mai mult decât ok. Fratele lui este cel mai important judocan pe care l-a dat România vreodată, datorită performanțelor pe care le-a avut ca sportiv și iată și ca antrenor, pentru că el acum antrenează în străinătate o echipă națională și se pare că e mai apreciat în străinătate. Da, asta e altă discuție, nu ne băgăm. E treaba, e multe cazuri, da. Dar tu n-ai început la Uniplus, nu? Nu, eu am început la... Așa s-a întâmplat, erau Diplomatic TV. Și... Îți dai seama, toată lumea, hai la TV, că eram, îmi plăcea și îmi place sportul, pentru că asta fac de când dimitit el și o să spun și despre asta, chiar dacă nu o să mă întrebi, spun eu despre treaba asta. Da, deci la Diplomatic TV erau patroni domnul Ioan Marti și domnul Constantin Buscă. La fel o echipă minunată cu Tibi Condrea, cu mult mai mulți, la fel, tineri pasionați de presă, dornici de a da informații cât se poate de spectaculoase și așa mai departe. Și ce pot și mi-aduc aminte cu mare plăcere, pentru că făceam și eu emisiuni și în perioada aia, a fost o mare victorie a lui Adrian Voinea, cunoscutul tenismen. L-a învins la Roland Garros pe marele Boris Becker. Și... cum să mai făceau și glume, probabil și acum redacții la voi, să mai fac glume. Vă vezi, te sună Hagi, te sună Messi, te sună, știi? Și bineînțeles că am mușcat-o și eu de câteva ore, am mușcat-o fiecare. Băi, te sună Maradona, te sună Hagi, nu era mama la telefon. Și sună, era Nicu Cristea, director la tehnic sau la ceva de genul ăsta. Și bun prieten și vecin cu el pe acolo, el era la școala nouă, la un bloc mai înalt, 8 etaje, eu stăteam la un bloc 2 etaje, care e și acum, cel mai vechi bloc din Focșani, vis-a-vis de școala nouă. Și ne știam și îți dai seama, niște, cam știam glumele. Și la un moment dat vine, bă, și vezi că te sună de la Pro TV, Costi Mocan. Hai mă, terminul, duceți-mă de aici, că deja nu mai e. Bă, vină o coace, că te așteaptă. Și de acolo a plecat și o colaborare cu Pro TV-ul, pentru că ei nu știau până azi, domnule, bă, în Focșani. E unul, Adrian Voinea, care a trăit în Focșani până la 11-12 ani, a antrenat de profesorul regretat George Bucuroiu. Omul a plecat cu familia în Italia, a făcut la o academie tenis, a ajuns să joace la profesioniști, l-a bătut pe Boris Becker și ăia din Focșani, la Pro TV, nu știau, bă, cine să căutau, e vreo televiziune, vreo radio, ceva de genul. Și a zis, domnule, făm ceva cu tata, cu mama, cu nu știu ce. Mamă, știindu-l pe George Bucuroiu, l-am sunat, domnul profesor, uitați așa, 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 puneți-mă în legătură cu cineva, cu mama, cu tata, cu verișorul, pe unde a crescut, cu cățelul, cu purcelul, cu pisica, așa. Băi, părinții sunt în Italia, dacă vrei, mergem împreună. Zic, stop, noi n-avem bani să mergem până în centru, da, păi, părinții. Și l-am sunat pe Costi Mocaru și am zis, domnule, uitați așa, 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 putem să facem ceva imediat, îi vreau imediat, nu peste trei luni, cu primul antrenor al lui, dacă vă interesează. O, e perfect, nu știu.
Bineînțeles că noi obișnuiți cu interviuri de alea babane, de 7 ori, 50 de ori, 100 de ori. Ei vreau din interviul ăla baban să scoată știrea, să nu știu ce. În fine, până la urmă s-a dovedit că așa de mare era victoria acestui Adrian Voinea, unul din tenismenii importanți pe care i-a dat România, nu numai Vrancea. Așa de important a fost această victorie după mulți ani, după Ilie Năstase și Ion Țiriac, când au dat un sfert de oră de interviu cu George Bucuroiu. Bineînțeles că eu n-am apărut, așa cum ai spus și tu, colegul meu, dacă faci poze ceva, pozează-l pe Laurențiu, că de mine s-a săturat lumea. Bine, și de mine s-a săturat și de toată și lumea. De mine, da? Hai, și de mine, hai, așa, e, gata, au înțeles. Da. Și au dat un sfert de oră, când țin minte, era tot așa, un Steaua Dinamo, să zice. Și în pauza meciului, că era în pauza meciului, aproximativ 15 minute sau cât a durat pauza aia, și că nu știu dacă erau foarte multe reclame pe vremea aia, au dat interviu. Bine, au tăiat ce au considerat ei. Țin minte și acum am făcut interviu în sala polivalentă, ca să vadă puțin și Emil Grosu, cred că m-a filmat, așa ține minte. Și a fost o colaborare ok, cumva, pentru că e important pe sport sau pe orice domeniu, știi, la fel de bine ca și mine, trebuie să ai și ceva rezultate, cumva, să te bagi lumea în seamă. Adică nu poți să te bagi la ProTV, la Antenă, la orice altă televiziune națională, trebuie să ai și ceva rezultate. Că nu poți să apari că a luat Laurențiu Mâscală medalii de aur la mers pe jos. Și atunci Adrian Voinea a fost și i-a mulțumit când a venit în Focșani și după aia s-a lăsat, l-am cunoscut și personal și i-a mulțumit că așa a apărut colaborarea. Că nu înțelegea omul. Băi, zic, mersi frumos că am ajuns și eu să colaborez cu ProTV-ul. Și nu înțelegea, mi-am explicat rapid despre ce a fost vorba, că l-a bătut pe Boris Becker atunci și a fost o victorie surprinzătoare pentru întreg mapamondul, pentru că Boris Becker era pe val, pe val. Era și impresariat atunci de Ion Țiriac. Da, am înțeles. Dar hai să luăm cu începutul, că ai zis că nu te întreb. Uite că te întreb. Zi-mi așa, unde te-ai născut, când te-ai născut? Păi, dar dacă vrei să luăm cu începutul... Bă, m-am născut bine. M-am născut și uite că trăiesc și continuare. În 70. 3 iulie 1970, la Focșani, așa mi-a zis, e pe la Fortuna, pe acolo era școala pionierilor. Nu era spitalul pe vremea aia, ceva, așa am înțeles. Da, era ceva. Pe da. Dreapta vis-a-vis de Fortuna, a fost un tribunal pe zona aia, pe acolo. Da, da. Și am rămas în Focșani, din păcate. De ce din păcate? Nu, însă chiar e ok, spui, da. Stau în Focșani, școala numărul 10 prima dată. Aici, da? Da, la școala 10, care e vis-a-vis de redacția Monitorului de Vrancea. Până în clasa 3-a. Din clasa 3-a, vreo 3-4, cel puțin clasa mea a fost mutată la școala numărul 9. Dar au fost vreo 2-3-4 sau mai multe clase, a 1-a, a 2-a, a 3-a, nu știu ce, pentru că asta școala 10 era plină, ochi, probabil ca și acum. Și acum, da. Și aia fiind nouă, școala nouă, ne-am mutat la școala nouă. A fost așa un șoc, pentru că au altă învățătoare, cam așa a fost toată viața mea. S-au schimbat profesori, care nu e rău, știi, până la urmă, dar a fost o învățătoare până la clasa 3-a, 3-a, 4-a, altă învățătoare, după aia, până în clasa 8-a, la fel, la școala nouă, ne-am dus toată treaba. Liceul l-am făcut la Alexandru Iancuza. Am făcut și armata. Ce profil ai făcut? Pe profil era mecanic. Deci dacă vrei să strică ceva, te-am omorât direct. Îți omor geamul. Chiar asta zic. În momentul ăla, ca o paranteză, deci chiar am făcut... mă pricepeam. Făceam pentru ISH și la nu știu ce. Acum dacă e să bag un cui, s-a dărâmat totul. Adică n-am nicio legătură. Dar a fost ok. O generație frumoasă, ne întâlnim cu majoritatea dintre ei, e ok, a fost o generație frumoasă, mă repet, dar chiar așa a fost. Am făcut armata în Revoluție, m-a prins în Revoluție. Ai tras? Am tras, de-am rupt. Am fost chiar în plut. Asta vreau să spun și nici nu vreau să, eu știu, mai mult să intrăm în discuție. Așa de bine am tras că eram în plutonul de intervenții, că așa era înainte de Revoluție și se ne spunea care va fi plutonul de intervenții. Da, unde ești? La Focșani? La Tecuci, care era în plutonul de intervenții. În primii 40 de trăgători, cum să spuneau ei, zicea, primeați mai multe permisii acasă. Și toată lumea de unde era... Numai cum e... Da. N-am primit nicio permisii, dar am avut ghinionul, dai zi, mă, fiind în primii 40, orice alarmă ne scotea...
Eu eram un pipi 40, dormeam îmbrăcat și așa mai departe. Asta a fost. Nu e nicio problemă. Experiență de viață care m-a, într-adevăr, m-a maturizat, pentru că n-am tras, dar au fost câteva ieșiri incredibile, adică de asta nici nu vreau, nici nu e motiv de laudă sau n-am niciun loc, dar sunt lucruri care s-au întâmplat. Ne urcau, deci era, dormeai îmbrăcat cu tot ce trebuie pe tine, că era o alarmă la 2-3 dimineața și ne duceau la vilii lui Ceaușescu, pe Galați, pe Întecuși și pe partea. Și zicea că sunt teroriști acolo. Da, și în momentul ăla, tu copil, 18 ani, 19 ani, cum era, aia nu știe care-i treaba. Te duceai cu cartușul pe țeavă și putea să trag de unul cu bolovanul în cap. Dar am avut cu toții noroc, pentru că, de ce spun, Dorinel Ghinea, care săracul a făcut la Buzău, a fost trimis la Otopeni, a fost coleg de clasă cu mine. Erou să faci pe un coleg extraordinar și nu-mi venea să cred atunci când am aflat. Asta a fost incredibil, da. Și s-a zis la Otopeni, au tras aia, a fost în cele două camioane, sau cel puțin așa s-a spus atunci. În fine, s-a trecut, am luat la facultate la Academia de Sport, după 4 ani de Academie de Sport la București. Am venit la Liceul Program Sportiv din Focșani ca profesor antrenor, ca și la Liceul Sportiv. Am fost coleg cu foștii mei profesori Gigi Cernac și Emilian Rențea. Deci erau trei catedre de sport. Ei erau deja pe club. De fapt, el era în Liceul Sportiv, era Clubul Sportiv Școlar, pe care s-a transformat în Liceul Sportiv. Și mi-am dus cariera, să zicem așa, și în paralel, pentru că zicea lumea, băi, ești și antrenor, ești și la presă și nu știu ce. Nu, nicio problemă, poți să fii oriunde dacă îți place. Și asta am avut mare nenoroc, har de la Dumnezeu și de la părinții mei, că am știut cam de la început cam unde o să mă duc cu drumul. Adică dar mi-a plăcut. Te-ai dus pe sport? Nu, m-am dus pe sport pentru că așa era pe vremea aia, în anii 70, îți dai seama, n-ai internet, n-aveai, toată lumea era pe afară, și mi-a plăcut joaca foarte mult. Nu, asta zic că tatăl tău era poet, da, era jurnalist, mama ta, nu știu. Mama profesoară de română. Profesoară de română. Și tu da. Ai, păi trebuia să fii și Bila Neagra familie, îți dai seama că nu trebuia să fii și unul care era niciodată. Nu, glumesc acum, dar așa a fost să fie. Mi-a plăcut joaca tot timpul de mititel și ieșeam cu băieții pe cartier. Ba la școala 9, ba la școala 7. Erau meciuri între cartiere. Cine nu știe și cine ascultă acum, sau dacă ne ascultă și sunt convins că o să ne asculte și o să ne urmărească și colegi de generație, o să spună, da mă, să juca în continuu pe terenul, pentru că nu erau închise terenurile de sport. De la școală, acum spune. E mai complicat da, să-l exact. Ții deschis. Da. Atunci era la liber. Bă, a, se elevi școlii, nu, nicio problemă. Școala 9, școala 7, economic, să juca pe bitum, cădeau, juliț și așa mai departe. Deci nu era problemă ca acum. Vai, mama, are la mușcața ciupiță în țară. Și care-i problema? Atunci să cădea, să rupea, să... Poate și o inconștiență, să zicem așa, a copilării, dar toată lumea ieșea vii după terenul. Știi de că pe vremea copilăriei noastre noi ne duceam să bem apă pe ascuns, că auzisem acum ceva, o melodie de-asta, rap, ca să nu ne țin în casă, că dacă te prindea în casă, nu-ți mai dădeam voie afară, dădea știi? Drumul, sau, bine, da, ca așa da. Era. Ori te chema cu, la ora 7, băi, Mihaela și-o mii și una din da, set, da, da, da. Sau la prânz, gata, mâncarea, toată lumea mânca mâncare gătită. Acum cu ciorbă, e invers, acum trebuie să-i obrii să iasă afară și nu acum reușești. Acum s-a terminat peltea, da. Toată lumea mănâncă numai la XYZ, da. Da. Dar ce ți-a plăcut sau ce-ți place mai mult? Să fii ziarist sau să fii antrenor, da, profesor? Știi, asta e extraordinar de bună întrebare, pentru că de la antrenorat și presa au legătură fantastică. Și spun presa de ce. De sport, spui în 1986 așa am avut, deci aveam 16 ani, stau ca București a luat campionul european la fotbal. Aia cu Duc Adam, nu? Cu Duc Adam, da. Asta o știu și 7 eu. Mai, așa zicea și el, dar spun și mă întreb și de 7 mai, despre ce-i vorba. Și atunci mi-am pus în gând, așa mi-a trecut. Zic, bă, ce aș vrea să-i cunosc eu personal pe oamenii ăștia care au luat. Pentru că numai eu, toate a generația o era o nebunie, atunci. Ieșea lumea pe da. Stradă, aia practic era generația de aur la fotbalul românesc, că au câștigat într-adevăr un trofeu și cel mai important trofeu, Liga Campionilor pe vremea. Și mi-am propus eu, așa ziceam, bă, ce mi-aș dori să-i cunosc pe ăștia personal, să iau autograf, să nu știu ce. Și de aici a plecat totul. Uh-huh.
cumva în mintea mea de atunci, de la 70, 86, 16. Și am avut plecarea cu televiziunea, cu nu știu ce, așa, și când am plinit 15 ani, deci în 2001, când am plinit 15 ani de la câștigarea Ligii Campionilor, eu fiind, și revin la treaba asta, în facultate, având practică pedagogică, ne trimitea la muncă de antrenorat profesor Ion Motroc la cluburile din București, Steaua, Dinamo, Rapid. Și atunci l-am cunoscut pe Lăcătuș, când revenis în timpul facultății, era și pe Ilie Dumitrescu, dar nu mai erau, Iordănescu era antrenor. Și am intrat cumva, datorită școlii, am intrat în bază, pentru că acum se poate intra. Înainte era unitate militară, da. Nu se poate intra, la revedere. Bună ziua, băiatul, cine ești? Și dădeau ăia 5-6, 7 copii care vreau să facă fotbal, îi trimiteau o săptămână, ciclu săptămânal de pregătire. În fine, și am intrat în treaba asta, cunoscându-i pe câțiva dintre ei, printre care l-am cunoscut și pe marele Cristian Țopescu, care era purtătorul de cuvânt, ofițer de presă al clubului Steaua București. Și din una în alta și nu știu ce, am colaborat așa pe treaba asta și lui s-a părut normal la un moment dat să mă chemi la, să mă invite, chiar am o emisiune de o oră, să mă invite la această mare sărbătoare de 15 ani de la câștigarea pe campionul european, care a avut loc la sala Ronda a hotelului Intercontinental. Nu intrasem niciodată până atunci. Că noi așa suntem noi, comuniști ăștia. Ăștia mai provinciali. Noi, da. Am intrat în hotel Intercontinental. Îți dai seama, deci cât era? 2001? Ăsta e adevărul. Deci la 30 și vorbeam și cu Emil Grosu. Cu el am fost atunci. Deci 2001, da, 31 de ani. Hotel Intercontinental. Îți dai seama, cine intra în hotel Intercontinental? Sala rondă, sală uriașă și vede la momentul ăla. Deci ceva incredibil. Valentin Ceaușescu, toate personalitățile uriași din toate domenii. Politic, Vadim, Tudor, Duc Adam, ăla au lipsit câțiva. Lăcătuș era pe Panama, în fine, vreo 2-3 au lipsit, da. Marea majoritate oamenilor care au participat la treaba asta erau acolo, în sala rond. Și atunci mi s-a deplinit un vis. Faptul că i-am cunoscut pe toți, atunci am reușit să le iau interviuri, după care cu unii dintre ei am, cred că toate numerele lor de telefon și mai ține legătura. La mulți ani, la nu știu ce, la faptul că ăla-i pompist, țara-i pe București, noi din Focșani, îți dai seama. Ei nu știu pe unde-i Focșani. Că să nu știe. Ei, găsesc, că mai am un par de film când la Focșani, da. Cum e la Galați pe aici, bă, dar curge vinul la Juventus, cu aplica. Să înțeleagă că n-are toată lumea vii sau are toată lumea bogătaj. Ideea e că mi s-a îndeplinit un vis pe treaba asta de presă și atunci m-am bucurat și nu m-am oprit aici, pentru că am considerat că eu și antrenor și legătura cu presa mă ajutau să intru în pielea lor și să aflu și anumite. Și spuneam, domnule, aș vrea să aflu și cam cum gândiți pe treaba asta, pentru că mulți dintre ei după aia s-au făcut antrenori, sunt antrenori, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș. Și intrând în legătură cu ei, aflam și lucrurile, îți dai seama, înainte de interviu mai stai de vorbă și îți mai destăniu și lucruri importante, cum gândesc anumite meciuri, cum se organizează și așa mai departe. Pe lângă treaba asta, tot timpul mi-am dorit să cunosc și mai mult după aia, îți dai seama. Și de asta am și fost cu copiii pe care îi antrenez în foarte multe locuri și ei mi-au mulțumit după aia mie. Până la urmă, eu n-am făcut nimic decât să organizez și să înlesnesc anumite întâlniri cu anumiți oameni. I-am cunoscut pe Laurent Blanc, pe Ravanelli. Sunt foarte mari jucători pe care abar luna ei. Cum mă uit la tine, nu. Oameni importanți din fotbalul mondial, acum ce mi-au trecut doar două nume. Ăla era capitanul Laurent Blanc, capitanul echipei naționale a Franței. Ravanelli a jucat mulți ani la Juventus atacant, adică sunt o sumedenie de oameni pe care i-am cunoscut personal și mi-am dorit lucrul ăsta. În lumea sportului din România, ce am vrut să cunosc personal, am cunoscut. Și e important pentru un sportiv tânăr să ajungă să-i cunoască. E important și spun și de ce, pentru că te maturizează mai repede, vezi că se poate. Tu ca sportiv tânăr, adică dacă îl vezi pe Lăcătuș și faci cunoștință cu Marius Lăcătuș,
Marele Marius Lăcătuși, Gabi Balin, Duc Adam, pe care toată lumea știe. N-are cum să nu te miști lucrul ăsta pe un copil care face fotbal. Exact. Sau un tânăr sportiv. Adică, bă, oricât ai vrea, oricât ar face din altă generație, nu? Îi explici, bă, uite, Steaua a luat pe campionul. Uite oamenii care sunt acum, dar poți să-i cunoști și pe cei din actuala generație. De la Steaua, de la Dinamo, că asta e. Sunt 3-4 cluburi care... Brandurile astea care n-ai cum să le oprești, n-ai cum să spui că X echipă voluntar chiar n-a poate să ajungă la nivelul Stelii. Ca și cum ai spune că la Focșani joacă la Real Madrid. N-ai cum să joci pe calculator. Da, îi maturizează și îi face să creadă, nu să creadă și chiar să pot ajunge și ei la nivelul. Da, poate să ajungă Focșani în Liga a doua? Poate să ajungă. Adică te-am adus de unde ai fost, nu, te-am ajuns. Poate să ajungă și în Liga Națională. Eu n-am înțeles și i-am zis și domnului primar, cu tot respectul și chiar îi respect pe toți oamenii din administrație, indiferent de partide sau și așa mai departe. Eu aș aprecia. Eu așa văd situația, pentru că Focșani nu poate să ducă echipa în Liga Națională la fel. Da, dar cum? Cum? Cu păi bani, cu investiții? Păi sunt. Bani, investiții sunt, bani de la primărie. E adevărat că Liga Națională trebuie căutate și două, trei variante private, ca așa îi spune regulamentul. Deci până în Liga a doua... Poți... Stai să ajungem în Liga a doua. Nu. Eu înțeleg ce spui, da. Poate să ajungă o echipă la un moment dat, da, vedem. Dar măcar obiectiv, Clubul Sportiv Municipal al unui oraș, cum e Focșani, ar fi o premieră. În prima dată, la fotbal. La handbal, jos pălăria. Să umple sala, sunt oameni care vin, deci investiția făcută este mai mult decât ok. Pentru că dacă sala e plină la ori, absolut orice meci, nu? Sunt 600-700 de oameni, 800 de oameni, 1000. Bine, ar trebui să umpli un stadion în cazul fotbalului. Să știi că îl va urmă, pentru că fotbalul e... Și mai ales dacă la Focșani s-ar face și un stadion, să zicem, ca infrastructură, ceea ce ai spus tu. Bă, prima dată faci infrastructura. Stadion cât ar fi 10 milioane, 5 milioane pe fonduri europene. După care să încerci să duci echipa în Liga Națională, pentru că toată lumea ar avea de câștigat atunci orașul ca imagini, oamenii din administrații care sunt ok și au zis, domnule, uite cam asta am făcut noi, uriaș și vom rămâne în istoria sportului și fotbalul e sportul regi, vrem, nu vrem. Dar pe partea altă câștigi și tu ca ziarist și eu și prietenul nostru care ne filmează și râde acum de... Vezi că vin la tine dacă nu te glumesc. Și atunci toată lumea ar câștiga, nu? La hotel, alo, sună, veni Steaua, unde se cazează? La X hotel, dacă dau hotel, zici că e prea. Unde mănâncă, unde cheltuiesc banii. Și atunci și tu ca ziarist crești, pentru că una îți dai știri despre Laurențiu Muscalu și una îți dai despre Marius Lăcătuși. Că îți mai spun și asta, nu? Că îți mai spun și treaba asta, că zici, mamă, ce ziarist e ăla și nu știu ce. Una îți să scrii despre Liga Campionilor. Ia gândește că Focșani ar fi în Liga Campionilor, nu? Sau la handball. Deja o dai SF-ul. Păi nu, o dau SF-ul, dar de ce nu? Dacă te gândești la lucruri mici, la mic am te înțeles. Duci. Nu? Da, adică, și asta e adevărat. Trebuie să țintești cât mai sus ca să păi atingi. Da, păi eu când le povesteam copiilor mei de la club, de la ProSport, le spuneam, băi, o să ajungi la Barcelona, să câștigăm un turneu. Râdea toată lumea. N-a fost un mega turneu, să înțeleagă, că mai zicea lumea, mă, a fost la mega turneu. Uite că a fost la Barcelona și câștigat un turneu. O să ajungi și la treaba asta, că văd că nu mă întreb nimic. Păi te întreb, dar dacă... Nu, mă, glumesc. Nu, ideea e că oamenii, adică dacă am stat de vorbă și cum stăm amândoi acum de vorbă, ar fi nemaipomenit. Da, da. Pentru oraș. Nu știu, financiar, nu mă pricep financiar să le spun, domnule, ar fi bine de acolo, de acolo. Pentru că orice îi spune, ea îi supăra. Zici, bă, ăla vine, păi asta are un interes, el, 100%, și o face. N-are nimeni niciun interes. Dar dacă oamenii au cum să spun eu, și sunt convins că oamenii vor face treaba asta. Deci, nu contează cine. Oamenii care sunt în administrația orașului și a județului, da, ar putea să facă treaba asta. Problema e că sunt niște imixtiuni politice, apropo ce vorbise să nu abordăm. Dar nu vor, nu. Nu, așa. Și sunt și niște orgolii, oricum în sport sunt orgolii. Ei, dacă ar fi mari. Orgoliile astea să le dea la o parte, să spună, bă, frate, hai să luăm, cine ia echipa? Oraș, până la urmă așa, da? Hai să căutăm și doi oameni de afaceri ca să poți duce echipa în Liga Națională, vorbesc. Până în Liga a doua, poți să te duci, să zicem, fără decât cu banii din administrație. Și atunci ai ok. În momentul în care vrei să faci un pas mai sus, nu te mai lasă UEFA, FIFA, ce nimeni. Da, exact cazul lui Steaua București, echipa armată. Zice, domnule, ăia bagă bani, dar n-ai voie să promovezi ceva de genul ăsta. În fine, e altă discuție, alt club, altă...
situații, dar da, dacă s-ar propune așa cum s-a făcut la Liga Națională la handbal și jos pălăria, repet, pentru că orașul într-adevăr merita o echipă din Liga Națională să atragă, pentru că, uite, vezi, te duci sâmbătă, duminica, pe unde? Hai la mall, la Bacău, ca pe... Lasă-mă, când a apărut firma aia de, cu sandvișuri, să duceau ăștia la București, mănânci un sandviș, ca să nu spunem numii din firmă. Ce firmă? Cu Papa, McDonald's. Da. Eu știu, oameni care plecau, eu am pus să-i hamburger la dublu, Big Mac. Și la Buzău să mănânce la McDonald's. Până la Buzău pleca la ăsta, așa și la ăsta. Bă, dacă poți să faci ceva în Focșani, lasă Big Mac-ul și... Există vreo echipă a vreunui oraș, dar nu mă refer la București acum, care este în Liga Națională la fotbal? Păi cum, sunt o căruță. Lasă telefonul. Dacă mă sună ăla, dar mâine. Trebuie să... Cum ți-am zis că așa se întâmplă? Păi zi-mi deci, cine? Buzău, Galațiu, de-astea orașe. Buzău o trage la promovare, Galațiu a reușit cu Dorinel Munteanu fiind în grupul cu noi, la Liga 3. Așa, și acum sunt... Și a promovat în primul an după Dorinel Munteanu în Liga 2, imediat în al doilea an în Liga Națională. Dar Galațiu, trebuie să fim corecți, deci el ca oraș, deci Galațiu are istorie și echipă campioană. Dar la un moment dat trebuie să se încerce și treaba asta, pentru că fotbalul e cel mai iubit sport din lume. Adică la handbal, dacă vin 1000 de oameni, dacă vin Steaua la, sau dacă vin Dinamo la FCSB. FCSB-ul. Așa. Da, și Steaua în Liga 2, dacă e. Bravo. Dați o floare de ziua dragostiților. Mâine. Mâine. Ar putea să fie și pentru dacă vin 1000 de oameni la handbal. Să umpli stadionul la fotbal mii, mai ales dacă ar fi, e prima dată când s-ar întâmpla chestia. Poate oamenii s-au și gândit, eu când am avut ocazia, cu tot respect, i-am spus cu toată sinceritatea și toate lucrurile pe care le știu, i-am zis, domnule, dacă v-ați propune treaba asta, ar fi extraordinar. Numai dacă v-ați propune 4 ani, păi dacă Galați a putut, dacă Buzău poate acum, dacă ăla, să încerce și pe treaba asta. Hai să depășim momentul fotbal, te rog. Dă-l, Doamne, iartă-mă, de fotbal. Zim de prosport, hai că ai spus, te întreb, cum sunt te întreb? Vrei să-mi zici de când erai director tu regional la prosport sau de echipa ta prosport? Păi nu, de prosport nici de amândouă. Zim de amândouă. Da. Că a fost, țin minte, o fază din redacție de la ziar, dar nu o să dau nume, da? Când ți-a atras un anumit personaj atenția că nu scrii într-un fel sau așa știu, ai zis, prietene, eu sunt corespondent la sport, ai grijă! Da, fără, colegul, da. Îl știm, da. E băiat bun și-a lăsat barbă, e călugără. Ți-a zis să nu-mi... Călugără, dar suntem prieteni. Așa. Da, nu, datorită monitorului din Franța. A fost un pas foarte mare în cariera ta. Nu, a fost un pas foarte mare și aici, fără nicio, cum să spun eu, chiar trebuie să-i mulțumesc. Îi mulțumesc Corinii Trifan, okay, pentru că, ca și atunci, cât și acum, e director la directoare la monitorul din Franța. Știindu-mă de la radio, că am lucrat împreună așa, a zis, m-a sunat, Laurențiu, n-ai vrea să scrii, să nu știu ce, la. Deci e meritul ei. Recunosc că așa s-a întâmplat. Un om în viața noastră. Un om în viață, da. Exact. Lucrați la radio, lucrați la TV. Presă scrii să nu. Da. Datorită ei am venit la monitorul de Vrancea. Mi-am făcut treaba cât se poate de prost, înțelegi? În momentul ăla erau, da, și așa a fost să fie, așa a fost fi. După o anumită perioadă de timp, având, deci vorbeam și de știri și de asta, ca să poți să atragi cu ceva, adică... Și în momentul ăla am primit-o, adică eram corespondent ProSport, tot așa, cu Liga 2, Liga... Când ProSportul era Dita Mai Ziară. Exact. Era la momentul ăla cu Gazeta Sportului, vindeau peste, din ce știu de la oameni care lucreau în Măzări, peste 100 și ceva de mii de ziare. Că era după etapă, lunea sau cel de... weekendul înainte de etapă și după etapă, să vindea exact ce ziceai tu, veneai cu exact de-astea, cu ziarele, bă, unde sunteți, că nu ne vom mai vedea de ziare. Și la un moment dat a trebuit să plec, pentru că îmi promusese prima dată să plec la București, la ProSport, la reporter special, pentru că eram băgăreț, ca și acum. Dar cine băgat, era atunci? Era Dorin Chioțea, președintele ăsta, director, era Cristian Țopescu, Dorin Chioțea, redactor șef, Florin Caramavrov, care sunt mai cunoscuți, Daniel Nazare,
Nu mă gândeam că era Ovidiu Ionica. Nu, Ovidiu Ionica era la Gazeta Sport. Era Gazeta, unde a și rămas. Unde a și rămas, da. Și a zis, domnule, avem nevoie de un reporter special, că te bagi, că nu știu ce, că îți place, că nu știu cum. În fine, a zis, da, m-am dus, am căutat un apartament tot așa de închiriat, găsisem ceva pe militar, nu știu ce. Și când să plec la București, sună Chioțea, băi, am o mică problemă la redacția din Moldova, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu... În fine, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu știu ce, te rog frumos, mă ajut, dacă nu mă ajuți, am gata, e pericol. Ei aveau și ediții din Moldova, de Oltenia, da, da. Și am zis, te rog frumos, mă ajut, spune nu știu ce, și să te exact ca treaba, știi, când ți apare. Și m-a sucit în partea rău. M-a sucit, dar nu-mi pare rău, pentru că, până la urmă, aveam legături directe cu toată lumea, era ca la... nu era nicio diferență la treaba asta. Dar trebuie să fac treaba, adică dacă spuneam nu, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Nu. Și ai fost ce? Și am fost, da, coordonator al ediției din Moldova. Dar n-are a face, ideea că nu era. Era o echipă de prieteni, colegi, nu era. Că aia ce scria pe ăla nu mai contează. Da, contează. Și erai în paralel și profesor la LPS? Profesor la eram și după aia am plecat de tot, că nu mai puteam. Trebuia să fac naveta în continuu. Deci eram și paralel, dar paralel cu toate. Mai eram paralel și la... Păi și, și la... ai renunțat de tot? Am renunțat la... da. La profesor. Profesor, da. Ok. Și bine am făcut că nu mai mă săturez. Nu, glumesc acum. Și așa a fost. Și m-am dus unde trebuia să mă duc, pentru că erau... Deci ai ales jurnalismul. Da. Erau Vazlui în divizia, Botoșan în divizia, Piatra Neamț în divizia, Iași în divizia. Deci, pe lângă, în afară de fotbal, mai au și echipe de handbal, bază și așa mai departe. Deci nu mai puteai să faci, pentru că la ziarele de genul ăla, ca și la voi, la 12 noaptea te suna, schimbă pagina că l-a transferat pe ăla. Și îți dai seama, schimbă pagina, să făcea, acum nu mai schimbă da, tot. S-au schimbat multe, da. Schimbă pagina, schimbă, erau și premieri, mai erau și amenzi, că dacă pierdeai o știre, acum ce da. Din live. Dacă apărea pe Gazeta Sporturilor din zona Moldovei, că Steaua a transferat pe Andrei Cristea de la Bacău, Și noi dădeai tu, să-ți lua din nota salariu? 4 la Orenții, da? Nu că lua, te rupea, nu. Păi nu, că aveai mașină la dispoziție, aveai un salariu ok. Aveai totul ca să-ți faci bine meseria. Aveai totul și ăla și zice, bă, tu ești acolo și ăla știi, află mai multe ca tine. Era mai complicat, adică era pe presiune ca lume. Și după ce s-a terminat cu presa? După ce s-a terminat cu presa, am fugit cu tot. Așa? Nu, cum ai ajuns să-ți faci echipa asta de la ProSport? La ProSport, anul ăsta plinește și 15 ani. Mulți înainte. Ca să spunem, mersi la fel. 7 mai 1986 a câștigat cupa campionilor okay. Steaua. Și așa s-a nimerit pe 7 mai, că de asta râdeam. Îi țin minte și eu ziua lui fiică mea asta mai mică, că i-a zis, bă, dar cum îi țin minte? S-a născut pe 7 mai, știi? A, înțeles. Dar numai că în 2009, știi, că pe celelalte nu știu. Băi, 18, băi, 19 septembrie, mai am o fată. Și nepoțelul meu, ca să zic, și de el, Ian Vladimir, e născut pe 5 iulie. Nepoțel. Păi știu și tu, dar din partea cui? Din partea lui Miruna, care are 23 de ani. Tu vorbești serios? Vorbesc serios. Ma, ok. Și că vrea să facă fotbal. E o singură chestie, că ține cu Dinamo. Dar asta i-am zis, bă, hai că tu nu știi ce spune. Cum mai vorbim? Când o să te ducă bunicul pe stadioanele alea care trebuie. Dar e ok și așa, na. Dinamo... Da. Până o să înțeleagă, el nu o să mai existe din amul, că ăștia retrogradează, sărăt. Da. Nu, și așa a fost să fie, tot așa. Sunt momente în viață pe care eu știu, poate nu poți să le explici. Dar știi că se spune că nu sunt întâmplări. Nu sunt întâmplări. Nu există întâmplări. Da, nu există totul întâmplări. Totul, de fapt, are un totul, sens. Totul, da. Acum, și așa a fost să fie, știi? Am început timid, să zicem, da, bă, hai să... Ce ai zis? Mamă, îmi fac echipa mea... fac echipa acum și bag 1 milion de euro și mă duc cu tot. Da. O echipă, un club care a crescut frumos, nu numai datorită mie, care așa, pentru că singur nu poți să faci mare lucru. Am alături de mulți ani pe mai mulți colegi de-ai mei, Adrian Scrinești, Alin Schinești, care mi-a fost elev și fiul lui Adrian Schinești, care colaborez de mai multe vreme. Profesorul Lucian Zafir, care e și profesor la școala 8 și un om la fel deosebit, care vine pentru că are copiii la noi, ne-a și ajută foarte mult.
Cătălin Mihalcea, care la fel e profesor la, la Mărășești, și Constantin Sardaru, zona Pufești. Ne-am împărțit tot județul ca să nu mai punem nimeni. Adică antrenamentele sunt doar la Focșan? Sau sunt și la Focșan și județul, ne-a spus. Mărășești, Panciu, știi, centri, că așa a fost momentul, știi? Și ți-ai făcut piața după aceea și echipă de volei, nu? Echipă de handbal. De handbal, scuze. Echipă de handbal. Bă, ce mi-e tot cu mingea, tot, numai că acolo e un file, sunt două porți. Da, nu, e ok și mă bucur că i-a adus aminte de handbal, pentru că exact ce spui, nimic nu e întâmplător, dar nu m-am gândit niciodată. Sunt sincer, așa mi-a spus, fii sincer. Nu, dar chiar sunt prost de sincer, pentru că de-aia ești pierdut în viață, știi? Că le-am spus tot timpul lucrurilor pe nume și la alții, în fine, nu mai contează. Ideea e că a venit profesorul Radu Georgescu, care colaborați la Clubul Sportiv Școlar, și mi-a zis, Laurențiu, ajută-mă. Eu m-am speriat în momentul ăla. Eu eram la sală polivalentă, făceam antrenament, copii. Cât mă pricep și eu, arunc mingea, joacă, tot. Ajută-mă, te rog frumos, nu știu ce. Nu știam, mă uitam, zic, bă, cu mine vorbești. Zic, da, domnule, ce s-a întâmplat, nu știu ce. Domnule, avem un grup, sunt cu profesoara, a fost elevul de-a dumnealui, Loredana Pavel, nu știu ce, așa, așa. Și vrem să facem treaba asta, dacă poți să ne primești pe secții, ne-am uitat pe tot ce trebuie acolo, ca și club sportiv, e ilegală treaba, e clubul sportiv, mai mult e ramuri sportiv. Da. Iar la handbal s-a plătit ce trebuia la Federația Română de Handbal, de volei, ne-am mutat la handbal. Acum, da. Ne-am dus la volei și ne-am mutat la handbal. Da, și ne-am dus la Federația Română de Handbal și după ceva timp, în care lumea e sceptică, asta e bine ca paranteză, știi? S-au apucat azi, tot azi, dacă se poate să câștigi, da, Liga Campion. Asta e... Nu știi profesor, nu știi profesoara, ăla e deștept, ăla e prost. Asta e o chestie pe care o înțeleg până la un anumit nivel, dar după aia chiar nu mai înțeleg. Pentru că acum, după muncă, renunțări, veniri, copii, alți și așa mai departe, dar după ani de muncă, echipa joacă pe forțele proprii, adică părinții sunt principalii sponsori și felicit pe această cale și pe Radu Georgescu, pe Loredana Pavel și pe părinții care sunt alături de acest grup, să joacă în campionatul național. Foarte tare, felicitări. Locul 3 sunt la juniorii 3, au și juniorii 4, deci e un lucru minunat pentru că au și colaborare foarte bună cu clubul sportiv și cu liceul sportiv de acolo, cu profesorul Mihai Petruț, pe care îl salut și ai grijă, Mihai, că pune la tine dacă nu te spar cu bastă. Da, da. Zim, de ce insiști tu să pui jucători atât de tineri în... Dar noi, nu. Am văzut că insiști pe chestia asta și în postările tale, da, să spunem. În Liga 4, da? Sau, a, da, la Liga 4, da. Eu zic la fotbal acum, revenind la fotbal, da? Da. Insiști, am văzut că ai și în postări. Sunt jucători foarte tineri în... Păi nu, sunt jucători foarte tineri, că asta vreau să arat, că e cumva la scară mult mai mică, fără... E exagerat acum ce spun. Dar are o umbră, adică e adevărată treaba, e cam la scară mai mică ce face Hagi la Constanța. Am înțeles, ok. Pentru că tu ești club formator, n-ai bugetul să poți să cumperi jucători. Și atunci e exact ce a spus și Hagi. Există cluburi formatoare, adică să formezi jucătorii ca ulterior să-i duci la mai sus și de ce nu să produci și bani, că până la urmă toată lumea lucrează pe bani, dar la un anumit și spun și cei referitor la bani. Deci ești club formator ca să dai marilor academii. Mari academii ce înseamnă? FCSB, Steaua, Dinamo, Rapid, Cluj și așa, Hagi și așa mai departe, da? Da. În momentul ăla, chiar ieri a plecat un copil la Dinamo, la vârsta de 14 ani. Noi participând de 12 ani în campionatul din București, așa a fost strategia noastră, fără a ne lăuda, fără a demonstra nu știu ce, pur și simplu așa am gândit-o. Cu marea majoritate a grupelor pe care le-am avut. Ne-am dus în București de 12 ani, lumea a început să-i cunoască, să ne cunoască. Bă, cine să ia? Că suntem singurul club din provincii care joacă la București. Au venit țărani la Fulcea. Între ghilimele. Și țăranii i-a pus la respect. Profesorul mi-a dus și pe o stică de vin, dar altceva nu. Dar mâine, că azi... Dar sportivii nu beau, nu? Nu. Nu, dar nu vorbesc de copii. Hai să ne-aia care conduc. Nu mă, eu vorbesc de ăștia mari, mă, acum. Nu, sportivii nu beau, decât tap. Da.
Și de asta spun, că sunt momente în care joci cu Dinamo, cu Steaua, cu Rapid, pentru că exact ce vorbeam cu tine la început, te motivează. Bă, mergi, mă antrenez. Și cu cine joci la sfârșit săptămâna? Am înțeles. Nu cu Mircești. Doamne ajută, și cu Mircești și cu ăla. Bă, joc cu Dinamo, joc cu Steaua, joc cu Dinamo, cu Rapid. Ei, și normal că părinții sunt cei care decid lucrul ăsta, să facă pasul pentru București, cazare, masă și așa mai departe. Și sunt părinți dintre ei care spun, dom'le, a venit Dinamo, a venit Steaua, a venit un club mare, o academie mare. Să stă la discuții cu ei, pentru că aici nu e vorba de bani, e vorba în primul rând că sunt minori și trebuie să-i dai cu acceptul părinților, ei trebuie să semnează, ei fac. Și într-adevăr că există anumite clauze. Dar clauza în momentul în care ajungi în Liga Națională, dacă dai un copil la Hagi, cum e cazul domnului lui Rareș Fătu, de exemplu. Tatălui fiind șeful poliției, un copil extraordinar care a demonstrat că se poate face carte și la nivel de olimpiadă, ceea ce copilul ăsta a reușit, și fotbal la cel mai înalt nivel, până la nivelul juniorilor, ce e acum. Deci era capitan de, și acum nu mai știu dacă e capitan, dar a fost capitanul echipei naționale de juniori. El e născut în 2006. Și olimpic la matematică. Nu mai vorbesc de cele mai materii. Da, că zici că e excepție, că nu știu ce. Ok, dar se poate ară. El s-a dus la Hagi 4 ani de zile, sau 3 ani, sau 4 ani, oricum, între 3 și 4 ani. Înainte de a împlini 16 ani, a venit Parma. Și s-a dus la Parma, dar cu acceptul părinților. Adică nu există, bă, faci, că a luat, că nu. Există anumite grile pe care, eu știu, trebuie să le respecte Federația, UEFA, FIFA și așa mai departe. Referitor la copiii care, pe care noi îi înscrim la Liga 4 pentru a oferi o competiție mai puternică și participarea în campionatul de la București, uite că sunt 2, 3, 1, 2 din fiecare grupă care sunt aleși din marile academii cu acceptul părinților. E adevărat că se semnează un contract de transfer, ca să-i explicăm lumii despre ce e vorba. Nu interesează pe nimeni, dar noi vorbim. Mai glumim. Glumim, dar trebuie să vorbim și serios. După care e clauză, se spune așa, dacă Hagi îl bagă 10 meciuri, da? Eu nu e niciun secret. Îl bagă 10 meciuri în Liga Națională pe X, care a plecat atunci, atunci începe să-ți vină și ții o anumită, da, atenție, până la 14 ani asta se poate întâmpla la 17, 18, 19, adică tu îl dai pentru că îți dai seama că e un talent important, după care intră în alt malaxor de performanță, alt nivel, adică tu ai adus maxim ce se poate face în Focșani cu un anumit copil, da? După care el pleacă la Academie Uriaș pentru România, Hagi, Dinamo, Steaua, repet. După care altă concurență, altă treabă, alți copii din toată țara adunați. Dar contractul când se face, încasările alea care visează toată lumea, nu s-a acum. Doamne ajută să nu fii niciodată să joace fotbalul unde trebuie. Ca ai toată treaba cea mai, cum să spun eu, cea mai importantă pentru un pedagog și pentru un profesor, ca să ai mulțumirea sufletească că ți-ai făcut treaba cum trebuie. Pentru că chiar o să deschid și o să vă uitați și voi pe ProSport, pe pagina de ProSport, astăzi, copilul ăsta care a plecat la Dinamo, da, am primit un mesaj pe Facebook, în fine, a căzut și internetul, ce faceți, bă, frate, bă, terminat, că nu am apărut eu, a căzut internetul, în fine, pe pagina de ProSport, Focșani, e un mesaj cutremurător de frumos al părinților care mulțumesc, nu, mie, că n-am, eu nu sunt Nicolae Ceaușescu, da, pur și simplu antrenorul de la ProSport. Da? Fac și reclamă. Stima, admirație, respect și prețuirii pentru toți antrenorii de la ProSport Focșani. Și așa au simțit oamenii. Unde e camera? Camera așa. Pompa nouă. Pompa nouă acolo, da. Am înțeles. Deci asta este cea mai mare mulțumire a oamenilor care lucrează în învățământ. Sunt convins că în toate domeniile. Matematică, română și așa mai departe. Că în sport, e adevărat, e vizibilitatea mai mare. Sunt copii extraordinari care au la medalii de aur la fizic, nu știi nimeni. Păi da, dar nici nu sunt promovați, că nimeni nu oprește pe nimeni să vină aici la noi la ziar și să spună, uite, elevul meu a luat, mi-aș dori, dar din păcate nu se înțelege asta. Și nu se înțelege că ar fi o inspirație pentru alți copii, că până la urmă despre asta este vorba. Hai, domnule, că îl știm noi pe ăla. Noi suntem buni la toate, Violeta. Și cârcotaj la toate. Eu am învățat un lucru extraordinar și recunosc. La fel, prin plecările mele pe străinătate,
copii în Olanda, la Ajax Amsterdam și la PSV Eindhoven. Am stat de vorbă cu antrenorii de acolo, de la nivel la copii juniori, că orice copil, absolut orice copil, are harul lui și talentul lui. Da? La noi în România, indiferent de sport, zici, dacă driblează ca Hagi, ăla e numărul 1. Dacă aruncă precum Cristina Neagu la handball, e numărul 1. Adică noi vrem doar vârfuri. Da. Nu, trebuie muncită seriozitate, muncită cu absolut toată lumea, pentru că fiecare individ, fiecare copil are nivelul lui de, și potențialul lui, și unul poate să apară după o muncă de 4, 5, 6 ani, unul poate să apară mai repede. Dar noi dacă se poate să vină azi și tot azi, dar să fie în campionul mondial. Dar dincolo de asta, să fie înțeleasă bucuria asta a mișcării, a socializării într-o echipă și așa mai departe. Da? Pentru că e viața reală. Cineva a spus-o că e viața, cred că Hagi a zis-o și a zis-o bine. A zis, domnule, prima dată trebuie să plecăm ca activitate extrașcolară. Că dacă l-a dus la noi și spui vreau ca Popovi să iasă la ăla, s-a terminat tot. Din prima. Și copilul are 2 ani. Păi stai, mă, că nu știi cum îl cheamă, băi, nu știi cine-i Popovi. Auzi, de-aia spune, dacă ar fi să iei interviu cuiva, sau nu știu, 2-3 sportivi, din toate timpurile, vii sau morți, cui... cui ai vrea? Băi, român. Român, nu are importanță. Băi, România, da, ai luat România, cam tuturor în România. Dorit, da. Agi... Dar a fost la cineva la care n-ai ajuns, deși din ți-ai România, dorit foarte nu, mult? Cred. Din România, nu. Dar din străinătate? Din străinătate acum mi-aș dori enorm Messi, știu că voi fi înjurat. De ce? Pentru că e un tip pe care îl respect. L-ai urmărit așa în interviu? L-am urmărit, da, toată lumea îl înjură normal. Dacă e numărul 1, păi nu știu, asta e noi românii, nu jurăm. Dacă vezi pe Facebook... Și pe el îl deranjează, cred. Da, dai seama că e o chestie între Ronaldo și ăla, ei, artificial. Amândoi la fel de bun sau unul mai bun, unul... Depinde de ce înseamnă mai bun. Adică, dar zici de fotbal, deci tu numai de fotbal. Nu, eu vorbesc de fotbal așa. Nadia Comăneci, nu, am vorbit cu Nadia Comăneci. Nu știu, dintre Michael Jordan la basket, uite ca să-ți dau asta. La volei cu mingea de basket. Ah, termină! Nu, Michael Jordan ar fi unul dintre ei și hai să mai dau și la Formula 1 Schumacher. Schumacher, da, să zicem că n-ai... Da, sau Ayrton Senna, să zicem că ar fi... Da, da, chiar dacă n-aș fi în domeniul respectiv. Dar Michael Jordan e unul dintre care a înnebunit lumea, să zicem așa. Adică e ireal ce a făcut pe terenul de... Basket. De volei. Ai, mă! Și ăla... Da. Auzi, hai să schimbăm puțin domeniul. Spune-mi, spune-mi de tatăl tău. Că mă vezi cum sunt îmbrăcată, da? Da, da, da. Dacă da, tot da. Vorbim de tați. Da, zim... condoleanțe, primul rând. Că mi-a zis, n-am știut, îmi pare rău. Mulțumesc. Zim de tatăl da. Tău. E, ce să spun? Ai o fundație culturală? Da, ai, adică, am o fundație culturală pe care am deschis-o obligat fiind. La moartea lui în 2001 mai lăsați câteva cărți pe masa de scris, să spunem așa. Eu neștiind la momentul ăla că așa era. Le-am găsit, a trebuit să organizez o formă de asociații, fundații, ca să pot să accesez anumite fonduri, sponsorizări, ca să pot să scos cartea. Eu fiind milionar în euro și am zis că... Da. Nu, așa s-a practicat. Deci o fundație care din 2001 a văzut lumina ochilor mai bine, nu venea să zice că exact. I-a murit în accident da. Atunci. Dar am zis până la urmă să-i țin pentru mine. Nu vreau să fac spectacol, nu vreau să fac... Așa simt nevoia de foarte multe ori să... Na, mă mai uit la cărțile pe care le-a scris, mă mai duc la maică mea acasă și biblioteca normal aia biblioteca aia, aia, da, la da, da, acolo, da, la tata, e biblioteca lui, birou acolo. Na, am reușit să scot câteva cărți cu ajutorul unor oameni deosebiți din administrații. Nici n-ar vrea să le dau numele, da. Ei să știu și le mulțumesc încă o dată pentru că au fost aproape și atunci imediat și acum prin aceste fonduri nerambursabile accesate. Mai mult decât atât, ultima carte pe care cu ajutorul Consiliului Județean cu câțiva ani în urmă am scos cartea pentru copii,
scrisă de tatăl meu, în 1500 de exemplare. Așa era și în contract. Am donat-o la bibliotecă și am vorbit cu doamna directoare și am fost foarte încântate pentru că, într-adevăr, cărțile au ajuns la copii, dând premii cu anumite activități, că așa era în contract. Dar, doamne, nu să vinde cartea. Prin fonduri, am predat cartea prin contract de donații la bibliotecă. Și biblioteca, prin activitățile pe care le-a avut de-a lungul timpului, le-au dat ei ca premii și așa mai departe. Și chiar vorbeam într-o zi cu doamna directoare, că era foarte încântată că, domne, a ajuns la copii. Da, ați avut o relație apropiată, tată-fiu? Erați... Da, eram apropiați, să zicem așa, că e... Cât se poate, ca între băieți, să zicem așa, mai mult fetele, știi? Da. Sunt mai apropiate fetele cu bămicile sau cu... Sau poate fetele, că eu acum având două fete, sunt mai apropiate fetele cumva și ale simianului de mine și de Laura, soția mea. Dar cum să spune, știi, că fetele scultați și... Până la urmă nici nu mai contează. Ideea să fie ok. Dar avea umorul ăsta, de unde l-ai moștenit umorul ăsta? Da, nu știu dacă am umor. Da, era mai pus pe... Mai hâtru. Cred că înseamnă mai mult cu tata. Mai zice cineva, că tu ești mai mult cu tata și Camil cu mama. Mai... Camil fratele tău, fratele da? Meu, da, mai serios. Adică mai serios. Când arunc o glumă, să gândesc vreo 3 zile. Vorba vine. Eu arunc și dacă e și bine, dacă nu... Și așa era și dumnealui. Da, așa, așa era, da. Că părea serios, așa, l-am văzut la o emisiune, de exemplu, pe internet, o emisiune realizată de dumnealui la Diplomatic TV. Da, bine, și era și domeniul, știi care e treaba, e și domeniul care e greu. Emisiuni dacă culturale, ai... Da, așa a fost să fie și cu accidentul ăla nefericit, să zicem așa, așa. Văzusem momente care e greu tare. Pe Facebook ai pus, cred că tu, nu? Niște poze din, cu cărți, cu autografe ale multor scriitori. Inclusiv Marin Preda, care e unul dintre scriitorii mei preferați. Da, pe Moromeții, ediția Princeps. E o valoare uriașă ca treabă, pentru că e ediția Princeps, prima ediție pe care am scos-o. Și cu autograful lui Marin Preda. Dar veneau la voi acasă scriitori, aveați Veneau cel puțin din Franța, din Focșani, veneau Mitică Pricu, pregătatul la fel. Să înțelegeau foarte bine. Liviu Ioan Stoiciu, la fel, să înțelegeau ok. Ion Panait. Eu am prins așa, cred că, nu știu, ori de atunci, ori așa m-am născut, am o anumită sensibilitate la anumite poezii, știi? Am momente când plâng. Și bărbații plâng mai deodată. Spune. Nu, să uită lumea, zice, bă, ăsta omul e în depresie. Știi? Și de asta mă și abțin uneori, zice, bă, ăsta omul are niște probleme și du-te pe la... du-te călugărește. Știi? Faptul că ne citea foarte multe poezii din Eminescu, din Esenin, din foarte mulți poezi cunoscuți și poezii care și mie... Mi-au intrat la suflet așa, dar felul lui de a recita o singură poezie, mi-a trimis-o, nu mai știu cine, Emil Gros, mi-a trimis o poezie tot așa într-o emisiune, recitată. Și așa m-am obișnuit cu stilul lui de a recita poeziile, știi? Și cumva semănat cumva și cu Adrian Păunescu, știi? Da, avea un stil de ăsta flamboyant, așa mai... Și sunt momente când recunosc, mai plâng așa, știi, când aud câte o poezie sau mai... Mi-aduc aminte de... Bine, mi-aduc aminte tot timpul de tatăl meu. Bine, e și o vârstă, fără... că de la o vârstă încolo de la o vârstă normală, de la 90 de ani te duci pe... Devii mai calea... sensibil, asta să spun. Te duci tare pe viteză. Am găsit pe net un interviu pe un site. Așa. Ai avut la un moment dat intenția să fii președinte la AJF Franța? Nu, a aruncat-o cineva, că toată lumea a zis, bă, dacă vreau să fiu președinte la AJF, eram din mult. Zici? Și știi de ce? Că vorbeam cu Dan Dumitru, care e președinte și acum, vorbeam cu el. Așa. Nimeni n-are nicio șansă, i-am zis-o și lui. Bă, n-are nimeni cum să-l dea jos pe, sau sus pe Dan Dumitru și i-am zis-o și lui și o zic și acum. Pentru că omul s-a purtat excelent, pentru că cine îl votează? Păi el îl votează echipele din județ. Iar el, să știi, cu toată lumea și a ajutat cumva, adică n-a spus nu la nimeni, din ce știu eu. Adică dacă există probleme, să zicem, cu ceva, da? A zis, omul, hai să ne ajutăm, adică nu e absolut nicio problemă.
Și e foarte greu dacă vrea cineva să schimbi chestia asta, zici, bă, vreau să-l schimb pe Dan Dumitru, dar de ce să-l schimb? Sau... El e din totdeauna acolo? Nu e din totdeauna, a fost Stan Gheorghiu. Păi și nu, între... Între, după ce a plecat Stan, nu, e numai eu. Și n-ai vrut atunci, bă, să mă bag, să fac, a încercat cineva să arunci treaba asta, zice, domnule, vrea la președinție să încerci o treabă. El m-a sunat, ce zice, bă, chiar vrei să fii președintele asociației? Că dacă e, te pot ajuta eu, știi? Adică vin-o pe scări și ți-am aruncat treaba, știi? Nu, și atunci îți dai seama că n-ai cum să faci chestia asta și spun și de ce. Pentru că în momentul în care ai un club sportiv, e foarte greu să te mai ocupi de clubul tău și trebuie să te ocupi de absolut toată lumea. Deci clubul trebuie să, din punctul meu de vedere, dacă mă întreb pe mine... Ar trebui să renunți la... Păi nu, ar trebui să desfințeze. Uh-huh. Pentru că n-ai cum să conduci fotbalul de la... E ca și cum Burleanu ar avea club de fotbal. Dar ce părere ai de Burleanu? Excepțional. Nu, e un om dar pe care... Nu, dar vrei să spun, îl înjură toată lumea. Păi știi cum e, când e la butoane... Da, te întreb că e din Focșani de asta. E din Focșani. Eu l-am avut invitat la TV, la... Televiziunea care lucram la TV, da. Și nimeni nu credea. Erau atunci Gică Popescu, el și cu Marcel Pușca, erau în patul. Și zic, hai să facem o încercare. I-am băgat toți patul în aceea seară. Să vedem cum și ce. Ei, el avea o siguranță, cea mai mare siguranță, o siguranță debordantă seara aia, cu că el va ieși președintele Federației Române de Fotbal. Dai seama ce râs, ce de-alea pe noi care eram acolo. Cum zicea Burleanu care vine de la mini fotbal, nu știu. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. A ieșit. La fel, cu stângăciile începutului, că trebuie să recunoaști și recunoaște și el că a fost, dar acum e foarte greu să-i mai spui ceva, pentru că dacă s-a calificat echipa națională de fotbal la european, plus lucrurile pe care le-a făcut la copii și juniori în țară, vorbesc de toate ajutoarele, între ghilimele, nu ajutoare, disponibilitatea de a le da anumite proiecte, nu nou, celor care se afiliați la Federația Română de Fotbal, pe mine nu m-a ajutat, adică să se înțeleagă de ce îl țin partea sau că e Răzvan Burleanu, nu știu. Dar în momentul ăsta e foarte greu să-i spui ceva. Și spun și de ce, pentru că sunt foarte multe echipe de juniori calificate la turneile finale. Echipa mare s-a calificat la turneul final în care nu credea nimeni. Nu mai credea nimeni. Păi funda asta s-a datorat într-un fel lui? S-a datorat și lui pentru că a pus oameni. Nu? Că dacă el a pus oameni, a pus rateu, l-a pus pe Angel, pe ăsta, pe Edi Iordănescu. Cei care au condus, că nici nu poți după o zi pe alta. Adică în momentul în care... uite-te la Barcelona, adică las că mă uit eu. FC Barcelona, de exemplu, după 5 ani de un ciclu extraordinar, acum urmează vreo 2-3 ani de reformare a echipii. E greu să fii pe val decât dacă poți să cumperi. Real Madrid, Chicago, Bulls, din toate domeniile. Dacă ai bani, cumperi jucătorii și îți revii imediat. Pentru că dacă tu crești ca Barcelona, care n-are banii pe care are Real Madrid, de exemplu, e un club formator și de performanță, dar nu e la nivelul Real Madrid financiar vorbind. Și atunci la fel și la Burleanu. Adică dacă eu l-aș aduce pe Mourinho, dar nu-ți garantează nimeni. Că dacă l-aduc pe Mourinho, s-a rezolvat problema fotbalului în România. Sau... E foarte ușor să-l critici pe unul care e acolo, dar acum chiar n-ai ce să mai spui, adică gata, s-a terminat pe rău. Cum e tendința asta? Și dacă există, nu știu, rău, e vina celui care l-a condus. Păi asta e. Dacă e bine, nu e datorită lui. Nu era, da. Da, știi. Haide, mă, că oricum mergea, puteam să zici mama la conducere, tot aia era. Da, corect, așa ai dreptate. Dar tu ai renunțat de tot la ideea de presă? Că ai avut Laurențiu Muscalu nu, TV. Nu, am avut Laurențiu Muscalu, dar spun mie, mi-a să aminte. Chiar îi rog pe băieți. M-am trezit într-o dimineață, nu mai era pagina. Dacă păi poate am căutat-o și nu mai e. Nu e. Noroc că eu toate emisiunile alea le-am pe CD. Aha. Le-am salvat, deci cine vrea, păi nu, cine vrea emisiunile am eu pe CD. Vede, ai cuvântul meu de onoare, deci da. Sunt... Să fi raportat cineva. Da, raportat la ceva. Dar doar pe Facebook, nu pe YouTube. Nu, pe Facebook. Pe Facebook. Bun, dar mai faci asta? Nu mai fac, dacă m-am bucurat acum, ești prima care mă invită. Eu zic, bă, eu am chemat pe toți, nu m-a chemat și pe mine unul și pe zonă Violeta. Păi dacă pe mine nu vite, m-ai chemat. Omorât. Bine, mă, hai că vin, asta-i viața. Stai, acum dacă este ea cu parul. Mai râd, da. Mai glumim, ca și mi-ai zis. Bă, dacă e serios sau asta, adică serios sunt.
iubiții mei. Sunt foarte serios, dar nu mă las. Violent. Uite, vreau să ne întoarcem de unde am plecat. Zi-mi, eu am niște amintiri foarte... Nasoale cu tine. Nu, foarte ok cu Viorel Paisan de la radio. Da, e ok. Da? Mă înțeleg, e vecinul meu. Dar el merge mai mult cu mașina acum. După dar zi-mi ce ți-aduce aminte de la radio cu el. Ți-aduce aminte că ne aducea cadou de Crăciun salam cu salam și fumat. Lua salamul și nu ne lăsa hârtie. Nu, chiar era foarte implicat. Eu asta mi-aduc aminte de el. Tot timpul agitat și acum îl văd și... Și acum, da, și după... Chiar azi l-am văzut. El a continuat pe partea asta cu presa. Ai văzut? Se ține foarte tare. El a avut asta, da. Dar nici mie provocările mele au fost și schimbările. Da. Adică n-am mers, bă, hai, până așa. Poți să merg, poți să... Adică la Orențiu Muscalu TV a apărut dacă nu era pandemie, n-apăre. A, te-ai înțeles? Și... Adică mă plictiseam și a zis, bă, ce să fac? Altceva, mănânc banane, mănânc... Hai să facem treaba asta. M-am enervat de câteva ori, asta e viața, știi? Adică m-am enervat, dar chiar mi-a și plăcut. M-am enervat, mi-am adus aminte pentru că erau foarte mulți oameni din spor care sunau după aia. Uh-huh. Și după aia mi-am dat seama, zic, bă, oamenii stăteau acasă. Suna Violeta, suna Laurențiu, suna... Toată lumea vrea să interacționeze. Păi, n-aveai ce face. Și n-aveai ce să faci, că nu te lăsa să ieși pe stradă, să ieși pe ăla și atunci ai să apar. Și podcasturile astea cam tot așa, perioada aia au apărut. Da. Nu? Eu să zicem, acum, mai curând, tot timpul ai apărut că nu trebuia. Face reclamă în Băi, Violeta, adevărul că dacă ar fi Violeta peste tot, pe cuvântul meu, chiar vorbeam cu cine ai zis. Bă, dar Violeta Marioza mai trăiești, mă, care bagă din dimineață până seara, sau nu, de la prânz până noapte. Nu e simplu să ții un ziar. Să știi că sunt și dimineața, pront. Atunci... Și noaptea și... și am și doi copii. Da, să străiască, Doamne. Câine. Și un soț. Și un câine. Da, soțul e mai neglijat. Lasă-l. Da, sunt, cum să spun eu, sunt momente exact pe care... eu sunt zodiarac, știi? Și sunt momente în care mergi pe simțul tău, să zic așa. Adică nu mergi, bă, să te mai gândești de 7 ori, zici, bă, dacă o ieși, dacă nu ieși, dacă o fi bine... Uneori e bine, uneori e mai puțin bine, poate. Știi că dacă stai bine să te gândești, să le pui pe hârtie cum faci tu, da, soția mea e contabilă. N-am urmărit nimic de aici. Hai să punem pe hârtie, că mi-a zis că direcția am plecat. Dacă pune pe hârtie, cât e ala, s-a terminat pe alteaua. Adică e foarte greu să pleci. Eu nu sunt așa. Adică să-mi pun pe hârtie, nu, pun lucrurile pe hârtie, dar nu sunt așa de meticulos. Nu ai interviurile alea cu Hagi, cu sunt... toată lumea, nu-ți notai nimic, de documente. Bine, da, aveai în cap, nu? Mergea pe interviu, aveam în cap alea, știi, pentru că îl știam dimitit el și mai întrebam și lucrurile care mi erau, să zicem, pe moment atunci și mă interesa pe mine mai când eram eu copil și cum mi-a schimbat mie viața și cum mi-au schimbat mie viața, chiar mi-au schimbat. Da, ai luat interviuri și celor din noua generație, nu știu, și de exemplu ăștia care sunt acum în echipa asta, care zici că s-a calificat la fotbal, de exemplu. Acum e foarte greu și spun și de ce, pentru că marea majoritate, ca să poți iei interviuri foarte scurt. Da. Când au acționare, pentru că ăla e în Alavez, ăla e în Spania, ăla e în Italia, nu știu ce. Eu am avut avantajul atunci când erau toți în România. Uh-huh. Înțelegi? Și erau plecările mai, nu erau așa de dese. După aia, acum fiind la pensie, între ghilimele, s-a antrenor, antrenează-mă în România, pe când lui Ianis Hagi ce face? Alo, Ianis, mama, nu mai stă nimeni să stea de vorbă cu tine, pentru că oamenii vor să câștige locul în echipă ca să prindă europeni și așa mai departe. Da, Și nici nu mă atrag așa, pentru că exact cum ai spus tu, la 80 de ani nu-ți mai vin mai interviu la copii. Ce diferențe și ce asemănări, poftim, ca să zicem doar, ce diferențe ai simțit între generația lui Hagi, Gheorghe Hagi, da? Și generația lui Ianis Hagi? Nu că e greu. Diferența e că în momentul ăla, diferența a făcut-o faptul că nu pleca nimeni din țară. Și atunci toate valorile erau în țară. Era omogenă echipa. Și erau cluburi formatoare, exact ce spuneam la început. Erau 17 echipe în România care lucrau în primul rând Steaua Dinamo, erau obligate să dea jucătorii. Adică erau obligate. Juca, dar și tu, dacă joci mâine la FC Old, cum era pe vreme. Și venea Steaua. Alo, domnul
grad în armată, cum se dădea atunci, da, că au recunoscut toți. Da. Banii care erau, faima și așa mai departe. Și atunci toate valorile erau strânsi Steaua Dinamo Rapid, Rapidul mai puțin, că de-aia spune singur împotriva tuturor, că erau... Dar Steaua Dinamo Craiova, 3-4 echipe care adunau tot ce mai bun din România și erau și performanții care erau. Acum e mai greu, adică pentru că zic cum e băiatul domnului Fătu. La 16 ani a plecat la Parma. Nu poți să știi ce s-a întâmplat dacă rămânea la Hagi, poate îl promova la Hagi. El promovează. Dar jucător la fel ca ProSport, s-a luat după ProSport. E altă mentalitate, că asta li se reproșează ăstora tineri, că stau prin mentalitatea cluburi, nu formezi decât prin competiții foarte tari. Deci în România asta e părerea mea. Pentru că am prins și ce se întâmplă atunci și ce se întâmplă acum. În anii 80 erau unul dintre, chiar dacă erau Blatul, aranjamente, cum zic că erau, Liga Națională era foarte puternică. În străinătate n-ai voie decât doi străini. Deci Steaua când a jucat Cupa Campionilor finala cu Barcelona, Barcelona n-avea voie decât doi străini. În teren. Erau Archibald și cu Schuster. Scoțian și cu Nemț. Când acum la Real Madrid a făcut un aluat echipa, la un moment dat, în primii 11, nu era niciun spaniol. Alo, mama, unde zic care-i spanioli? Înțelegi? La Barcelona, da, la ăla? Bun, bun, da. De asta spun. Și ăștia au luat italienii la începutul anului, Cristi Chivu, prietenul nostru, antrenează echipa a doua lui Internaționale Milano. Înțelegi? Primii 11 din afară Italiei. Și aia spui, cu ce mă ajută pe minimul? L-ajută pe Chivu, mamă, român, antrenor, meserie, juca la noi, jos pălăria. Bravo. Dar cu ce ajută fotbalul italian? Păi. Și atunci au venit cu schema, nu mai cumpărați cluburi, decât doi copii. Nu mai bate în masă, că îl s-aude nimic. Doamne ajută, hai, bate, iartă. Înțelegi? Deci în momentul ăla, italienii au spus top la străin, când n-am venit, adică n-ai ce să eu te întreb altceva. Deci, li se reproșează ăstora din noua generație, că se droghează, că se duc în cluburi. Exista asta și pe vremea... Nu, pe vremea aia beau șprițul, 100%. Să și spunea la finala cu Milanul 1989, când Steaua a mai jucat în finală, că înainte din finală, Bumbescu, Iovan, care erau campion mondial și la șpriță și la nopți pierdute, asta e viața și au spus-o ei, da, o spun eu. Înaintea finalei cu AC Milan au tras vreo două zile, aia că i-a pierdut pe drum, pe Fambaste și pe Guri și n-avea cum să-i mai țin. Deci are el au drogul, între ghilimele. Paharul divin, distracție și așa mai departe. Din păcate, deci era acum, și pe vremea aia. Asta dar acum, n-am, în afară de Adi Mutu, care a recunoscut că a mai făcut ce a mai făcut, nu-i niciunul care să fie ieșit pozitiv sau ceva din oamenii care sunt în lotul național. Dar au ei aceeași disciplină, că pe vremea aia oricum era impusă. În mod normal trebuie să aibă disciplina, există că sunt sportivi de performanță și vin marea majoritate, ei vin din străinătate, cum e Paci, cum e Pușca și cum îți... Deci joacă că în afară. Li se impune. Li se impune, asta. Nu că se impune, știi? Dar poate că vin în România, se transformă în români. E greu să se transforme în români, pentru că e foarte sever și e iordănesc. Da. Adică ai dispărut total, cum s-a și demonstrat. A dat primii 3-4 meciuri la rând și după aia a renunțat la Ivan, la ăla, la ăla, a renunțat la cuvânt. Dar aia, mai spunea cineva, referitor la ce spuneai tu, la severitate și la... În Anglia nu spune nimeni, ai zis, am meci cu Manchester City. Și vă bag în cantonament, vă... Ce cantonament? Meciul e la 6, la ora 3 vii la stadion. Pentru că e concurență, la dacă ești poligofren, te duci la băuturi. Până, dar sunt patru pe post cu tine. Păi adică... asta zic, ai și o bază de selecție mult mai largă, păi nu? Dar la noi... Păi nu, asta, da, și ăștia, asta spun, la noi trebuie să-i bagi în cantonament ca nu cumva să se gândească vreo unul să iasă în club noaptea și a doua zi la meci în Panana. Asta e fotbalul internațional. În Anglia așa se face. Adică nu există cantonament. În Italia există, ca la noi. Cantonament. Latin, da. Suntem latin, da. Nu, acum poate să demonstrezi. E un început, așa cum zicea și Hagi, despre generația asta nouă. Dom'le, au demonstrat că și ei la fel erau la început. Nimeni nu credea că poate să ajung unde au ajuns. Cu toate că, dacă noi cântărim așa fiecare pe post, e clar că e diferență de valoare. Dar valoarea o ți-o dă și echipa. Adică degeaba ai 2-3 care o driblează sau, eu știu, sunt individual extraordinari, dacă grupul e zero.
Și s-ar putea ăsta să fie câștig. Deci tu ai niște pronosticuri pentru ce va face... Ăsta poate să fie câștigul, de exemplu, al echipei României. Să fie echipă fără individualități foarte mari, gen Hagi, gen Ilie Dumitrescu, care puteau să câștige un meci de unul singur. Și să fie grupul unit de Biedi Iordănescu, el practic ce a făcut? A făcut din echipa națională, pardon, iar am, poate mănânc de rău ăsta, buret. A făcut ca o echipă, ca o echipă de club să fie omogenitate, pentru că dacă tu schimbi de la etapă la etapă, n-are cum să fie omogenitate, nu? Bă, dar zim ce se va întâmpla în grupe, e foarte greu să zici, bă, mâine să califici sau nu să califici. Toată lumea, facem asta, limbă de lemn, toată lumea speră să se califice mai departe. Eu spun că o să treacă din grup. La ce grup avem, eu am încredere că poate să treacă din grup. Pentru că Edi Iordănescu, antrenorul, a demonstrat acum că e mai mult decât ok. Ea are niște oameni lângă el super profesioniști. Mă refer la staful tehnic pe care l-a adus. Nimeni nu mișcă în front, că asta e, n-ai ce să faci. Iar oamenii care vin la echipa națională vor da totul, ca la Ceaușescu, vor da totul și mai mult decât totul ca să prindă contracte, dragă mă. Păi zi așa. Păi dacă ești și cazi pe burtă, nu mai tăia nimeni. Așa dacă ești la europeni și o dai bine 3 meciuri, vine Violeta și spune 20.000 de euro pe secundă. Pe mine nu mă poate suna nimeni să-mi dea 20.000 de euro. 20, da, te sună 20.000 pe euro. Da, am aflat multe. N-ai aflat nimica, dar mai poți vorbești 7 ori. Dar, nu, ideea e următoarea, că România ar trebui să investească foarte mult în infrastructură. Dacă ar fi după mine... Infrastructura sportivă. Infrastructura sportivă. Adică, bă, frate, faceți stadioane, faceți astea, pentru că... Noi nu avem spitale, că iarăși o luăm de la capăt. Păi, dar până să fac spitale, mai bine să alergi copiii pe teren, pe și astea. Și asta e adevărat. Fie. Corect. Dar vezi că aici, de exemplu, și la școala 10, se închide poarta și copiii trebuie să sară gardul ca să bată mingea. Ah, da. Păi, bine, dar la toate școli. La, bă, eu... Da, la școala 10, aici, da. E valabil. Nu, dar pe partea aia altă, pe vremea noastră, nu exista asta. Le dau dreptate și lor și spun și de ce. Doamne ferește, lași poarta deschisă. Da. Să joacă 10 copii. Pățește vreun ceva. Spăl cad un bolovan, o ceva. Gata, dă în judecat. Pe vremea aia cădea bolovanul, îl punea la loc. Da, spărgeau geamurile, băiatul, la școala nouă. Păi aveam și eu colegi, cred că m-am spart și eu un geam. Recunosc, asta e viața. Era în spate la școala nouă și una care arunca cu găleat. Noi jucam fotbal, era în L așa la școala nouă și noi jucam fotbal, normal, altceva nu știam. Și ne-a dat cu zoaile alea, știi, arunca cu zoaile alea peste noi. Și toți bolovani, ăia dă pe treabă, dar ani nu mai trăiești nimeni, numai eu mai trăiesc. Nu mai știi nimeni. Deci se întâmplă și lucruri din astea, adică trecând de la una la alta, asta e glumă mișto, frumoasă, râdem. Am un prieten la școala nouă. I s-a făcut plângere la directoare și la inspectorat că copilul a transpirat la ora de educație fizică și a răcit. Deci poți să te aștepți la, și la treburi din astea. Da, pățești și tu asta ca antrenor cu părinții? Nu, Doamne ajută, n-am. N-ai avut niciun caz să vină, n-am să avut, zică diverse, să-ți n-am reproșeze? Să... Și nici cât ai fost profesor? Acum să vedem, dacă, după emisiunea asta. Nu, m-a ajutat Dumnezeu și pe mine că și pe colegii mei. Nu. Au mai venit, îți dai seama cu probleme. E normal să discuți, nu, dar nu la nivelul să, ăsta. De... Adică să zic că trebuie să faci așa, să se bage peste tine, să... Păi toți sunt antrenori, mămicile în principal. Dacă se poate copilul să joace fundaș sau... Eu l-am retras pe a meu, hai. Dar, noi, fiind, dar noi fiind foarte diplomați, doamnă, nu e nicio problemă să totul să rezolvă, mă juca fundaș central. Nu, trebuie să vorbești cu mămicii, cu tăticii. Așa sunteți, mămici, tătici. În momentul în care, asta vorbeam și cu, dar dacă le dai un exemplu din Olanda, lasă mă, dai bine din Olanda. În Olanda lucrurile grele, de asta spun, de infrastructură. În momentul în care ești în infrastructură, ok, faci un stadion în Olanda, știi cum fac, vin băieții la 3 jumate, asta e încă o treabă care ar fi bine de pus la punct. În zona Eindhoven, unde am fost noi vreo 3 ori la PSV, toată lumea învață până la 3 jumate. Absolut toată lumea. Clasa 0, 1, 2. Nu, dar asta ce e? E la... și after school, ei mănâncă acolo, își fac mănâncă temele. Mănâncă temi, pa, da, la 3 jumate viteză toată lumea, trebuie să fac sport. Da, bine. Dar suntem nu ca la noi, zice, a fost la dumneavoastră. Ok. Păi unde a fost, bă, când a venit?
Adică ăla chiar trebuie să se ducă să facă. Și părinții când socializează n-au voie să-i spun la antrenor: alo, domnul, vreau și eu să fac ceva. S-a pus carnetul în mână de legitimați, fugitari cu legitimați. Adică încrederea asta la noi, din păcate, a dispărut. Adică era mai mult încredere pe vremea, adică era încredere. Profesor era profesor, diriginte era diriginte. S-a mai amestecat. Bun, erau, hai să ne, să fim serioși, adică erau și antrenori dilii care băteau copii. Da, doamne, adică... da, uite că erau dilii, dar erau și la gimnastic. Și dilii, au scos... Da, bine, dar nu poți să zici că da. Puteai să mergi înainte cu tehnicile astea. No. Nu mai merge, adică s-au schimbat vremurile. Stai să se întrerupă. Trebuie să ne schimbăm. Dar de ce nu o să merg, mă? Și ea trebuie copilul. Nu mai merge. Nu mai, hai, adică... S-a demonstrat, apropo ce spui de Olanda, da? Băi, s-a demonstrat în țările astea că poți să faci performanță și fără să bați copilul, sincer. Faci performanță, ok, da. Așa adică, e. Eu și la noi, imediat, românii mai avem ceva, din păcate. Pentru că România, a rămas în România cea mai frumoasă, cea mai adevărată țară, la modul cinstit, să spun. Fii, mă. Dar la noi, din victorii să faci nuntă, și de înfrângeri în mormântări. Adică am uitat orice. Deci Violeta e cea mai tare ziaristă care există pe planetă Fulgeni. Dacă dă un rateu odată, gata, s-a terminat. Adică toată cariera Violetei... Sunt niște extreme, da. Deci niște extreme, adică ceva de Violeta, gata, a greșit. Dar stai mă, frate, că are 30 de ani de treabă. Nu să mai... Nu, na, 80, na, bine. Nu mă, ca să... Dar cât se... 300 de ani, 150 de ani. Îți mai o întrebare și gata, da? Uite, deja mi s-au lungit urechile de fond. Mamă, ce mișto. Dacă ar fi să antrenezi o echipă sau un sportiv, poftim, care ar fi? Ca unde echipă, ți-ar clar, plăcea? La Steaua, pentru că ți-ar plăcea să fotbal Steaua. Dar fotbal, zi un alt sport, frate. Un alt sport? Ce? Păi nu mă, dar un alt sportiv? Dacă ai avea dacă ai alege un sport individual și un sportiv, de exemplu. Sportiv individual, mi-ar fi plăcut să joc tenis, zic. Simona sau... Simona, Ilie Năstase, și că e un nu, sport ok. Nu, dar să fie antrenorul cuiva. Să fiu antrenorul cuiva. Antrenorul lui Ilie Năstase mi-ar fi plăcut, că era tot așa pe glume, pe... Da, omul genial. E respectat și jos pălăria pentru toată cariera, și ca sportiv și ca orice vrei. Deci îl prefer pe Năstase, nu pe Țiriac? Țiriac, omul a făcut bani, a făcut altă treabă. Bravo. Da. Ilie Năstase a făcut și bani, dar e tipul de gen Jimmy Connors, John McEnroe, în generații în care doi tenismeni americani la fel de simpatici, care au făcut și performanții și întrețineau și atmosfera pe baza sportivă, știi? Să mai legau de arbitru, mai nu știu ce, adică... Păi eu nu, John McEnroe, nu. Adică n-ai auzit. Știi cum am auzit? Pentru că e vocea dintr-un serial de pe Netflix. Nu, e normal să nu fie auzit, că nici nu le știm pe toate. Nu, dar sunt... din câte am înțeles, datorită lui, tenisul a devenit un sport foarte popular în America. În America, da. Da, nu fusese până la el. Da. Adică era un tip rigid, exact cum ai zis tu, bă, ăsta-i John McEnroe, adică nu mai spune, stați așa că am greșit. Am greșit, fiecare greșește, am mușcat din burete, l-am mușcat. Nu? Cred că e mai bine așa să fii decât să ai o mască, exact cum ai zis tu. Hai să fim serioși că suntem la Violeta la emisiune. Problema bine, nici sărim calul, dar pe muscalul putem să-l sărim. Problema mea este că sunt promovate niște non-valori. Da? Apropo de ce spuneai, băi, de ce n-am auzit de olimpici? Pentru că nu sunt promovați și nu că nu-i promovează, că asta vreau să se înțeleagă, nu că nu-i promovează presa, eu aș vrea, pentru că uite, de exemplu, când e examenul de evaluare națională, când e examenul de bacalaureat, noi ne ducem, luăm interviuri copiilor care au luat 10 sau șefilor de promoții, dar nu vin școlile către noi, că asta este problema mea. Aș vrea să văd la nivelul școlilor, la nivelul liceelor, la nivelul inspectoratului școlar, o colaborare cu presa, prin care acești copii care fac performanță în domeniul ăsta al educației să fie promovați, astfel încât copiii care vin din urmă să spună: vreau și eu să fiu ca ei. Și asta e valabil și în sport. Aia, știi cum e? Uite, o chestie pe care cu siguranță există și pe la Unirea. Un lucru pe care ar trebui făcut, dacă l-au făcut e mai mult decât ok, și simt sigur la Cuza, cred că au făcut lucrul ăsta,
Și sunt sigur și cu la Unirea, dar nu e mică parte. Fiecare generație a avut vârful sau vârfurile generației respective, știi? Care da, normal. Acum se angajează la goagă. Unde sunt? De ce nu-i aduci? De ce nu-i aduci? Nu, ar trebui acolo cumva să fie și o pe holul liceului sau ceva. Da, adică dar să nu readuci. Este suficient. Eu, știți, și profesorii respectivi ar trebui și să spună de domne, da. Corect, da. Normal, profesorul. Adică să te mândrești cu elevul care a ajuns la nu știu ce mari corect. Universitate. Sunt niște sau... postări pe pagini de Facebook. Nu este suficient. Nu e suficient, da. Adul în presa în care ai încredere, poate nu ai încredere în orice site, da? Păi da, adu-l în presa în care ai încredere, astfel încât să-l vadă și cel de la Unirea, și cel de la Cuza, și de la Economie, corect. Pentru că ei pun pe paginile lor, intră... Ăia, doi, trei, care oricum știu dacă exact, pui sau nu pui, da, da? Corect. Hai să promovăm, exact cum spui, ăla care a ajuns la Google, ăla care a ajuns la, nu știu, în Silicon Valley. E medic, orice, da, exact, adică până exact. La urmă poți să stai de vorbă cu el și astfel încât spui... să poți să contrabalansezi toate nenorocirile astea care ajung acum la copii. Asta spun. Dar la noi se zice, nu, că facem lucrurile în liniște sau lucrurile bune se fac în tăcere. E o prostie ce asta. Să fii tăcere, o prostie, da, îți dai seama. Păi dacă lumea nu aude, nu-ți urmează exemplu. Corect, da. Fă-te cunoscut, arată oamenilor că poți să faci bine. Nu, ei spun așa, zice, domnule, dar pe ce interesează când fac eu matematică sau ceva? Pe mine mă interesează. Da, pe tine te interesează, și dacă mergem pe drumul ăsta din ce în ce mai mult și prezentăm frumos lucrurile, că e și asta, da? Da. Eu cred că mulți copii și-ar dori să ajungă și ei acolo, nu da, doar sigur, să dea din fund pe manele, pe TikTok. După care poți să faci o întâlnire cu cineva, adică poți să stabilici exact ce spui tu, o întâlnire cu tipul sau tipa sau oamenii care sunt născuți în Focșani, când vin acasă, la bunici, la mămici, la ceva, da, nu prea poți vin. Să organizezi sau când vin sau nu știu, poți să organizezi întâlniri, mai ales acum... Hai să zicem că nu vin, da? Pe un Skype, pe un ceva, să poate, nu? Da. Să strigi într-o mare aulă, să spună două cuvinte. Asta se face de iarăși, se face într-un cadru restrâns. Și să nu facem, înțeleg da. Asta, nu pot să pricep. Da? Pentru că intenția mea, cel puțin, nu pot să vorbesc în numele presei, toată presa, da? Dar intenția mea este una pozitivă. Eu nu sunt aici, nu, mai sunt unii. Vrei să faci rating? Bă, noi nu suntem la televiziune. Da, vrei să faci rating, da. Nu dar avem pe ce rating. Interesează că eu am luat medalia de aur la FIS? Pe mine mă interesează, pe vreau mine să interesează, te promovezi. Da. Pe tine, pe profesorul care te-a pregătit, școala în care ai învățat, da? Corect, da. Și atunci mai scoatem în lume și ceva bun. Păi nu, dar cum e la Cuza, de exemplu, am înțeles și foarte bine. Jos părăria pentru oamenii care au gândit treaba asta. Au dat numele laboratorului unor profesori, mari profesori care au predat în trecut. Într-adevăr, zice. Se mai mișcă lucrurile. Da, într-adevăr. Gheorghiță, Marius Pol, cei mai ții au fost în generația mea. Adică au mai dat o denumire așa. Aia e altceva. Aia e altceva, da. Eu ce spun e altceva. Succes! Mulțumesc, doamne, și de la fel. Să știi că e mai mult decât ok ce faci, pentru că am urmărit înainte. Zic, hai să văd dacă vinți. Și mă rupi Violeta acolo, zic. Dar fă și mie un promo aici. Spune-le oamenilor să apese butonul de like, de subscribe, păi să comenteze. Stai să văd ce iese acum. Și acum să vezi ce bubu eu treaba. Îți dai seama că te dau pe toate grupurile, păi, pe toate alea la mine. Normal, da? Și după aia nu mai vine nimeni. Zic, chiar dacă am dat la muscalul, s-a terminat pe lutea. Până aici. Asta a fost apogeul. Da. Nu, dar e nevoie de chestia asta. Da, știi, e algoritmii ăștia pe YouTube, pe Facebook, dacă oamenii nu apasă toate butoanele astea și dacă nu lasă un comentariu acolo, indiferent de comentariu, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, sunteți jalnici, orice. Orice, da. Nu te duce mai departe nicio rețea, inclusiv YouTube. Da. Like, subscribe, comentariu. Comentariu și dacă nu, veni la Facebook, mă rog. Da, mulțumesc, Violeta. Mulțumesc băieților pentru George primire. George Cristi, mai puțin. George Cristi a fugit unde ești, mă frate. Pa, la revedere. Mersi.